Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi am venit la Hărău, la prietenul meu Claudiu, să facem un solar mic în solarul mare pentru răsaduri, ca să nu înghețe semințele. Urmează să pună răsadurile de vinete, de roșii, de ardei capia și dovlecel. Haideți, stați cu noi să vedeți cum o să iasă. Na, cum e? O făcut tata treabă. O făcut tata treabă. Haide să vă arăt. Partea asta e gata. Am gătat și partea alaltă. Aici o să vină paleții, unde o să vină alveolele. Și mai trebuie să facem acoperișul. E o căldură aici. Cred că sunt 30 de grade înăuntru. Cred că au ajuns la 35-40 de grade aici, în solarul ăsta care îl construiesc eu acum. Ce ziceți? Cum vi se pare? Haideți să schimb camera invers să vedeți. Încă nu-i gata, dar să vedeți. Mai am acolo, se fac. Acolo se vine făcute ușile. Aproape gata. Știe tata! Gata și lucrarea. Am făcut și podul de paleți. Și acum urmează să fie dezinfectat. Și după aceea pus alveolele, semințele cu pământul de răsad. Bună treabă. Știe tata. Aici se spală, se dezinfectează alveolele. Pentru răsaduri. Gata, alveolele sunt dezinfectate. Solarul făcut. Luni urmează să înceapă să facă răsadurile. Haide să vedem, mai are salat aici. Tot vândut acum. Nu mai prea. Asta e primul solar din care o recoltat. Să vedem în astea lante ce mai avem pe aici. Oh, aici arată minunat. Aici nu a ajuns cu recoltat. Vedem și al treilea. Excelent. Ce-ați mai micuți un pic. Mai le trebuie un pic. Dar arată minunat și nu prea are pierderi.
Dacă vă uitați atent, nu prea are locuri lipsă. Mai deloc. Haideți să vă arăt între solarii. Să vedeți ce fain se vede aici. Aici, între solarii. Făcut o pauză de la muncă. Să facem niște aripioare și niște pulpe dezosate la cuptor. Avem aici soba. Cuptorul e pregătit. Focul merge. Pregătim masa să mâncăm. Acum să vă arăt cum arată cărnița. Excelent. Urmează aripioarele. Și aici avem la ceaun cartofiori. Am băgat și aripioarele la cuptor. Cartofii la fript. Cam așa arată aripioarele și pulpele superioare. Avem aici cartofiorii, pâinica și să avem poftă. Ce avem noi aici? Cartofiori, pulpere. Și castraveți murați. Ia să vedem ce a lucrat aici domnul meșter. Dăm nota 5. Încă nu-i gata, când e gata dăm 10. Gata și vlogul de astăzi, dragi prieteni. Ne pregătim să strângem lucrurile, să mergem către case. Am gătat și solarul. Am și mâncat bine. Am făcut și un zid acolo de BCA. Și urmează să mergem la Deva. Nu uitați să dați o abonare, dacă nu sunteți abonați, să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu ce postez. Să lăsați un coment, să spuneți ce părere aveți dacă m-am descurcat la solarul ăla acolo pentru răsaduri. Și până data viitoare, aveți grijă de voi, v-am pupat!